Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune, Marius Tucă Show. Un invitat special la emisiunea de astăzi, domnul Bogdan Alexandru. Bună seara, bine ați venit. De astăzi și telespectatorilor. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. E prima dată când sunteți într-un studio de televiziune, nu? Când vorbiți despre cazul ăsta al... Am mai fost, dar în București... În București n-ați fost niciodată, dată, da. E adevărat. Ați fost prima avocată al lui Gheorghe Dincă. Da. Și aș vrea să ne spuneți pentru început cum ați ajuns să-l apărați, cum ați ajuns să fiți primul avocat al lui Gheorghe Dincă. Da, sigur. Eram de serviciu în ziua de 27 dimineața. Am fost sunat de către reprezentanții, de către o grefieră de la parchetul Dicot Craiova, să mă prezint la un caz. Nu mi s-a spus despre ce caz este vorba. Evident, am răspuns afirmativ, cum procedez de obicei într-o astfel de situație, fiind și de serviciu. Mi s-a spus că într-o oră să mă prezint și să la ora 3... prezentați unde? La sediu Dicot Craiova. Da. Telefonul l-am primit pe în la... În ce zi era asta? 27 dimineața. 27 la ora 3 și jumătate... La ora 3 dimineața. La ora 3 dimineața ați fost sunat, în data de 27. Într-o oră să mă prezint. Și la 4 dimineața ați fost la Dicot Craiova. Da, și la ora 4 am fost la Dicot Craiova. Acolo l-am văzut prima dată pe inculpat, în holul Dicot Craiova. Era încătușat, păzit de poliție. Și mi-a fost prezentat ca fiind inculpatul care eu trebuie să-l asist. Am purtat o discuție foarte scurtă. Nu vi s-a spus despre ce e vorba? Nu. Efectiv, am fost invitat să aștept până când voi fi chemat de către domnul procuror. Însă, în timpul de așteptare, am reușit să... Ați aflat despre ce e vorba? Am purtat și o scurtă discuție cu inculpatul. Cum era Gheorghe Dincă la primul dialog, prima întâlnire pe care ați avut-o cu el? I-a spus, sunt avocatul din oficiu? Da, bineînțeles, m-am prezentat, i-am spus că sunt avocatul din oficiu, l-am rugat să-mi spună dacă știe despre ce este vorba, care sunt acuzațiile. Nu mi-a dat foarte multe detalii, nu a știut să-mi spună, doar că mi-a zis că nu e vinovat în raport cu acuzațiile care îi se aduc. L-am perceput ca o persoană îngândurată, l-am văzut stând într-un colț al holului, pe o banchetă, într-un colț, stând foarte mult pe gânduri. Și... am încercat oarecum să totuși să reușesc să aflu de la dânsul mai mult. Să aflu, până la urmă, înainte de a purta o discuție oficială cu procurorul pe acuzații, să văd ce îmi spune clientul. Asta era calitatea dânsului în raport cu mine, clientul meu, în raport cu acuzațiile care îi se aduceau. Așa cum am spus, din primul moment, la prima discuție, mi-a spus că este nevinovat și că nu are nicio legătură cu acuzațiile care îi se aduc. Mai departe, ce s-a întâmplat? Bun. Povestiți-ne. După aproximativ o jumătate de oră, am fost invitați în biroul procurorului și s-a desfășurat un prim act de urmărire penală în acest caz. Care au fost acuzațiile care i s-au adus? Acuzațiile inițiale și au fost prezentate în calitatea de suspect a dânsului. Au fost de trafic de persoane în ceea ce o privește pe Melencu Luiza, trafic de minori și viul în ceea ce o privește pe Măceșanu Alexandra. Acestea sunt acuzațiile inițiale, care de altfel au și atras competența Dicot Craiova. Fiind vorba de trafic de persoane, respectiv de minori, așa s-a ajuns la competența 210-211 cod penal. Bun.
A stat acolo la sediul DIICOT Craiova până la ce oră? Până la ora 9 dimineața, aproximativ, în jurul orei 9. Deci, practic, noaptea v-ați petrecut acolo. Ați spus la ora 3, la ora 4 v-ați prezentat? Da, sigur, și până pe la ora 9, 9 și jumătate am stat la sediul DIICOT. Ce s-a întâmplat în cele 5 ore? Au fost prezentate acuzațiile, procese verbale, ordonanțe ale procurorului, toată procedura de urmărire penală, de rigoare, prezentarea acuzațiilor în calitate de suspect, punerea în mișcare a acțiunii penale, inculparea și așa mai departe. În tot acest timp el n-a recunoscut nimic? Nu. Nu. Bun, s-a făcut 9 dimineața. S-a făcut ora 9 dimineața, s-a încheiat prima fază a declarațiilor și pentru două ore m-am retras, dânsul a mers în centru de reținere și arest preventiv de la Dolj, de la Craiova, și după două ore, trei ore, am mers la percheziție. Am mers la fața locului, la Caracal. Deci ați plecat la Craiova, la Caracal. Percheziției, da. Vă rog, povestiți mai departe. Bun. Nu am prea multe întrebări. Da, vreau doar să nu mai rețin exact ora, ca să vă zic, nu mai știu, dacă a fost ora după 10... 2-3 ore, parcă a fost după amiază, parcă a fost totuși pe la 4-5. Ați ajuns după amiază acolo. Da, după amiază am ajuns acolo. Mm-hmm. Da, așa este. Deci, care a fost reacția dumneavoastră umană, personală, când ați văzut locul, casa și tot ce era acolo? Pentru că, acum văzând casa... Mi se pare destul de stranie. Da. După ce au început cercetările la fața locului, cu atât mai mult, având în vedere ce nu se află. Nu pot să vă zic decât că era foarte aglomerată, curtea foarte aglomerată, și un teren foarte mare, construcții în partea din față, se lăsa un teren foarte mare în spate. Deci asta era prima impresie care mi-am format-o, asta a fost prima impresie, o casă care avea multe lucruri ce nu erau în ordine. Asta pot să vă spun. Mai departe. Da. Ați ajuns și au început cercetările, percheziția la fața locului. Da, sigur. A început percheziția la fața locului. Au fost luate, ridicate fel de fel de probe din încăpere, din curte. Știți că o mare semn de întrebare a fost în prima parte a anchetei, acel butoi, acel cazan în care inculpatul ulterior a declarat că a incinerat-o pe Alexandra Măceșanu. Așa este. Când ați ajuns acolo, era la fața locului acest cazan, a fost inventariat, a fost găsit? La momentul când eu am ajuns la fața locului, deja o primă verificare se făcuse în absența mea. Și în absența lui Gheorghe Dincă? Nu știu să vă spun asta. Din câte am auzit, nu. A fost prezent. Era vorba de prima percheziție care s-a efectuat. În momentul în care au pătruns acolo. Au pătruns acolo, da. Și organele de cercetare. Organele de cercetare, deci... Bun, dar dumneavoastră când ați ajuns, ați văzut la fața locului acel butoi despre care se vorbește? Da, l-am văzut, însă deja erau ridicate probele. Probele erau ridicate. Da. Adică cenușa și ce se găsise în cenușă. Da, da, probele... Cum arăta cazanul ăsta în descrierea dumneavoastră? Era un... Dânșii l-au numit butoi de metalic. Cam asta este noțiunea. Un cazan din metal care dânsul folosea la inculpatul, folosea la arderea metalelor. Topea, avea jos un fel de grătar? Da, avea un grătar și topea metale în acest cazan. Separa cupru de aluminiu, din ce am înțeles. Bun, deci asta s-a întâmplat, ați văzut probele la fața locului, ați văzut acest butoi, l-ați văzut și dumneavoastră. Da, sigur. Mai departe, ce s-a întâmplat? Pot să vă spun că în continuare, toată procedura asta eu am asistat. Asta era sâmbătă, cred, nu? Da, sâmbătă. Uh-huh. Până seara târziu, cred că se făcuseră orele 22, chiar mai mult, peste ora 22, când s-a oprit percheziția, urmând să continue a doua zi. Deci s-a oprit din motive obiective, fiind foarte târziu.
În tot acest interval de timp, de la orele 4-5 după amiaza până seara la orele 22, anchetatorii au luat probe, zeci de probe de la fața locului. Criminaliști care au... Echipa fiind de la Craiova în prima fază. Din ce am Caracal văzut, o echipă mixtă. Da. Caracal, și din Craiova și din Olt. Uh-huh. Da. Criminaliști și de la Craiova și din Olt. Slatina, bănuiesc, da, de la inspectoratul. Da, sigur că da. A fost o echipă mixtă. Bun, s-a oprit. Coordonată de DICOT Craiova, sigur. S-au oprit cercetările seara târziu. Seara târziu, fiind și întuneric, lumina era artificială. Ce zicea? Cum s-a manifestat clientul dumneavoastră, Gheorghe Dincă, în tot acest timp? Pentru că el nu recunoscuse până atunci și nici în ziua respectivă. Nu, a fost foarte liniștit. A stat pe o bancă în curtea dânsului în tot acest interval de timp. Sigur, anchetatorii au purtat mai multe discuții cu dânsul referitor la fapte. Dânsul în mod constant a negat, da. Trebuie pentru cei ziua care de sâmbătă, pentru de cei care ne urmăresc, că încă din ziua de sâmbătă era prezent polițistul despre care s-a spus mai târziu că i s-a mărturisit Gheorghe Dincă. Era încă din ziua aia acolo. Era prezent și în mod cert era persoană care făcea parte din anchetă. Fiind o persoană din rândul polițiștilor ce se aflau. Să spun mai târziu, de fapt pot să spun și acum, știu cum se numește polițistul, nu era de la Caracal sau de la Slatina. Știu eu acest aspect, știu și numele. Era un polițist de la București, practic, venit. Am înțeles. Care venise încă din prima zi acolo. Mai departe. S-au terminat cercetările. Dincă a stat liniștit pe o bancă toată ziua? Da. Și a doua zi s-au reluat, s-a fixat... Adică duminică, 28 iulie. S-a fixat ora 10, dacă nu mă înșel. Da. Ne-am întâlnit din nou la sediul DICOT Craiova. Și am plecat cu polițiștii și cu unii procurori din nou la Caracal. Da. Și am continuat pe parcursul aproape întregii zile, până spre seară, tot așa. Percheziție, ridicare de probe. Dincă ce făcea în momentul ăsta? Exact ca și în prima zi. A stat pe o bancă. Și întrucât era soare la un moment dat pe acea bancă, bătea soarele foarte puternic, a fost mutat la solicitarea dânsului într-un foișor din curte unde era umbră. Și a mai stat și... Era încătușat în tot acest moment? Da. În toată această perioadă? A fost încătușat. Chiar, în mod repetat, dânsul se plângea de faptul că îl strângeau foarte tare cătușele, mâinile dânsului fiind foarte, foarte... Ca orice criminal care e foarte fin și foarte deranjat de cătușe. Groase, a avut probleme în și ceea ce... Și dânsul avea mânuțele subțiri? Nu. Erau niște mâini groase și oricum... Am constatat și eu acest aspect, chiar îl strângeau că îi rămăseseră semne. Deci nu era o... Deci toată ziua de duminică, da, 28 iulie, în curte, n-a recunoscut, nu? Ba da, începând în cu timpul acestei percheziții, după amiază, nu mai știu, după ora două, oricum. A cerut să se vadă cu polițistul care fusese și în prima zi a percheziții. Da, a cerut să se vadă. Și acolo în curte a stat de vorbă cu el. Da. Au stat doar ei doi de vorbă? Nu era altcineva de față? Da, a fost dorința dânsului. Au stat de vorbă... În foișor sau în altă parte? În foișor. Au stat în foișor. Au stat de vorbă. După care am fost anunțați că dânsul vrea să își recunoască faptele și să asist la această... Deci la prima discuție, când a stat de vorbă cu acel polițist, nu ați fost de față, nu ați participat. A fost, de fapt, o mărturisire în fața polițistului și atât. Da. Nimeni altcineva de față. Da, sigur. Și mărturisirea a fost făcută tot în curte. Da. De față cu dumneavoastră, cu polițistul respectiv și procurori. Mai mulți procurori. Un procuror s-a ocupat de caz, dar echipa era formată din mai mulți. Bun. Și cum a început mărturisirea? Ce a spus? Din primul moment a spus, vreau să vă spun adevărul în acest caz, așa a început, și să vă spun că eu am comis faptele în
în următoarele variante. Și a început să expună. Prima dată a vorbit despre cazul lui Izei Melencu sau despre cazul Alexandrei Măceșanu? A luat-o cronologic. Dacă mi-amintesc bine, a vorbit întâi despre cazul lui Izei. Și după aceea... A povestit cum a luat-o de la ocazie? Da, în detaliu. Cum a luat-o la ocazie și aspectele acestea au mai fost prezentate. La un moment dat s-a speculat și vreau să faceți foarte clar precizarea că ar fi ținut o perioadă mai îndelungată pe Luiza, ceea ce s-a dovedit că nu a fost adevărat. Nu a fost adevărat și aici și eu am venit să dezmint aceste informații care, mă cert, nu influențau urmărirea penală, ci mai degrabă veneau să lămurească niște aspecte care dezinformau opinia publică în raport cu declarația care a dat-o inculpatul. Inculpatul a spus că fapta s-a petrecut în aceeași zi în care a luat-o la autostop pe Melencu Luiza. Deci, la câteva ore dar a de la acest moment. A spus despre viol în cazul Luizei? A vorbit despre viol? În cazul Luizei, da. Nu, dumnealui a susținut faptul că au întreținut raporturi sexuale consimțite. Da. Dar, la un moment dat, a izbucnit un conflict? Da. A lovit-o? Aici, da, a izbucnit un conflict, a lovit-o și acea lovitură a fost fatală. Da. A lovit-o cu mâinile, a lovit-o cu ceva. Cu mâinile. Da. Trebuie să facem o precizare importantă pentru dumneavoastră ca avocat, ca primul avocat al Alexandrei, ca prim avocat al inculpatului, al criminalului, da, fără nicio problemă, Gheorghe Dincă. Și anume că dumneavoastră ați avut acordul familiei acestuia, da, de a vorbi cu presa. Nu ați făcut asta? Chiar e foarte important și vă rog să spuneți. Precizare, pentru că am auzit chiar în interiorul anchetei discuții că pozițiile mele, aparițiile mele publice ar fi fără acordul familiei sau acordul inculpatului, ceea ce era fals. Uh-huh. Eu am reușit să iau legătura cu familia încă din prima zi. Cu cine anume din familie? Cu soția. Deci cu soția. Sâmbătă pe 27 la percheziție am reușit să port o discuție destul de amănunțită, întinsă pe mai bine de o oră cu soția inculpatului. Și era surprinsă de ceea ce îi spuneți. Da, era surprinsă și încă de atunci am stabilit că trebuie să avem o atitudine cât mai deschisă în raport cu presa. Și cât mai transparentă să vorbiți? Cât mai transparentă, da, pentru adică familia nu v-a interzis nici măcar o secundă? Din contră, familia dorea să fie lămurite încă de la început toate aspectele, pentru că și familia a fost la fel de șocată, așa cel puțin mi s-a spus, de ceea ce ați s-a întâmplat. Doar cu soția sau ați vorbit și cu unul dintre copii? Cu vreunul dintre ei? În prima fază am vorbit cu soția, sâmbătă am vorbit cu soția, de luni începând, luni sau marți, m-am întâlnit și cu fiica inculpată. Unde v-ați întâlnit? În Caracal? Nu, în Craiova. În Craiova. La sediul meu profesional. Am înțeles. Și fata domnului Gheorghe Dincă, criminalul Gheorghe Dincă, a fost la fel de deschisă. Adică nu v-a spus să ascundeți, să nu spuneți, da, să comunicați cu presa? Abia în acel moment în care fiica dânsului a venit la mine la birou împreună cu soția și cu unul din deci un fiu al inculpatului, trei persoane au venit. Care stau în Arad, cei doi stau în Arad. Da, cei doi care stau în Arad. Atunci am aflat mai multe despre inculpat și despre familia acestuia. Și familia v-a dat acordul, da, de, la exact, început, de la bun început, să comunicați cu presa, să nu ascundeți nimic, să dați dovadă de transparență. Transparență în relația cu presa, pentru că era un caz cu o amploare foarte, foarte mare și se așteptau multe răspunsuri, foarte multe răspunsuri cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Familia era îngrijorată. Și familia oarecum mi-a și spus de atunci la acea întâlnire că înțelege să se detașeze de toate aceste acuzații,
care nu o privesc și nu au legătură. Nu o privesc, da. Și chiar m-au rugat să transmit din partea dânșilor către familiile victimelor întreaga înțelegere compasiune și durere, compasiune și așa mai departe. Și regretul că s-a ajuns că într-o astfel de situație asta. Și s-a putut întâmpla Dar asta. Cum a reacționat familia când a aflat că Gheorghe Dincă a recunoscut că a omorât cele două fete? Soția dânsului mi-a spus că ei nu-i vine să creadă, pentru că îl cunoaște de 42 de ani, sunt împreună de 42 de ani, și nu crede că a fost în stare de așa ceva. Asta a fost prima reacție. După care mi-a spus că dacă totuși este vinovat, mi se pare normal să răspundă pentru ceea ce a făcut, dar mi-a spus că nu poate să creadă că a fost posibil să facă așa ceva fără să aibă cea mai mică bănuială. Deci nu, niciun moment nu s-a gândit. Se părea totuși de necrezut. Da. Mai fusese acasă, acolo unde stătea Gheorghe Dincă, în ultima perioadă? Adică da, din martie, începând din martie, de când a răpit-o pe Luiza și până în iulie când a răpit-o... Dânsa s-a pensionat, a lucrat în Italia mai mulți ani de zile, soția, și în aprilie anul acesta s-a pensionat și a venit în România. Uh-huh. 26 aprilie, dacă nu mă înșel, este înainte de Paște, a venit în țară și a stat timp de o lună de zile împreună cu inculpatul în domiciliul acestea, după care a plecat la Arad. Adică în casa Grozei. Da. Adică după ce ar fi omorât-o, a omorât-o pe Luiza. Pentru că asta se întâmpla în martie cu Luiza. După momentul... Și momentul lui, a venit în casă și a stat o lună, din aprilie până în mai. Până în mai, da, sigur. Incredibil. Așa, astea sunt informațiile care le am de la soția... Păi le-a spus chiar soția. Da, de la soția dânsului. După care a plecat la Arad să aibă grijă de nepoții... Dar unde locuiau? Iertați-mă. Pentru că niciun caz în camera aceea Groazei... pe care am văzut-o, camera unde au fost probabil acolo duse cele două fete. Acolo locuiau. În camera aceea? N-am stat să... N-am detaliat. El acolo locuia unde, acolo unde le-a sequestrat? Soția mi-a spus foarte clar că în acea locuință a stat timp de o lună de zile. Adică în acea cameră unde fusese sequestrată Alexandra cât și probabil, Luiza. Probabil, nu am... Nu știți cu exactitate. Nu știu cu exactitate. Adică acea cameră, ați văzut-o, în care era un pat de fier și un televizor. Da. Și lumina se vedea printr-o crăpătură. Nu era numai un pat de fier și un televizor. Mai erau și niște piese de mobilă, dar era o cameră destul de mică. Mică și modestă în sensul ăsta. Da. Bun. Deci soția a venit după ce a terminat, s-a pensionat, a lucrat în Italia, a venit înainte de Paști, în luna aprilie și a stat o lună împreună cu inculpatul, cu criminalul Gheorghe Dincă acolo. Da. După care a plecat la Arad. A plecat la Arad. Și până la evenimentele acestea nu s-a mai întors. Nu știu exact dacă a mai revenit în acest interval de timp din mai până în iulie. Dacă a mai revenit vreo zi, două, o perioadă. Nu știu să vă spun. Bun. Dar în mod cert n-a stat o perioadă lungă. Dacă a venit, a stat. Nu să intrăm în amănunte. Spuneți-mi ce impresie v-a făcut dumneavoastră Gheorghe Dincă din momentul în care a recunoscut. Pentru că a recunoscut, s-a măturisit, putem spune foarte precis, acelui domn polițist. Da? Da. El a chemat respectivul polițist să îi se măturisească, după care cu procurorii, cu polițistul de față și cu dumneavoastră a făcut mărturisirea în grup, cum ar veni. Da. Cum vi s-a părut Gheorghe Dincă? Mi s-a părut o persoană care până într-un final a înțeles să coopereze cu organele de anchetă, deși inițial a fost foarte rigid, chiar sigur pe el în ce privește poziția, apreciez totuși că a conștientizat în cele două zile cât au fost perchezițiile la domiciliul dânsului gravitatea faptelor și probabil sub puterea complexului faptelor pe care le-a comis, A început să aibă remușcări și într-un final a recunoscut. Bun, cât a durat
A durut tare. Cât a durat recunoașterea la fața locului, de față cu procurorul? Aproximativ o oră. După care ați plecat la DICOT Craiova. După care am plecat la DICOT Craiova. Și au început declarațiile amănunțite. Amănunțite. Sigur, acolo a fost mult mai în detaliu. Păi, spuneți-mi în cazul lui Izei Melencu ce puteți să spuneți, bineînțeles, că nu vrem mare lucru în anchetă, cu toate că se știe... Da, din păcate nu pot să vă spun foarte mult. Nu vreau amănunte, vreau să-mi spuneți doar, la ocazie a luat-o, a dus-o acasă, da, spune, declară că au avut raporturi sexuale consimțite, da, consimțite, după care, în urma unui conflict, a lovit-o și a omorât-o. Da. Ce s-a întâmplat mai departe cu Luiza? Din mărturisirile lui. Bun, după ce a constatat că a decedat, murit, da? A intrat într-o stare de panică și a conștientizat că s-a întâmplat ceva foarte grav și o perioadă de aproximativ o oră, mai bine, a fost foarte agitat. Ce a spus spune data dânsul, cu ce spune dânsul e că între momentul în care a lovit-o și momentul în care a constatat că e decedată, a încercat mai multe manevre în sensul în care resuscitării, da, dar care nu au reușit. Și starea de panică a intervenit în momentul efectiv foarte puternică, în momentul în care a constatat că Luiza este decedată, da. După aproximativ o oră de agitație în care dânsul s-a plimbat prin casă, prin curte, a luat decizia de a ascunde, de a abandona cadavrul Luizei. De a abandona cadavrul? Da. Nu de a-l incinera, asta a spus în declarație. E important. Da. Dânsul a spus acest aspect, că a luat această decizie de a abandona. De a abandona cadavrul. Da. Spuneți-mi, a spus data exactă când s-a întâmplat asta? Lună, zi? Da, ziua în care a luat-o pe Luiza... Adică în martie, chiar în ziua... Chiar la autostop. Ziua nu, de aprilie, vă întreb aprilie. Pentru că s-a vorbit foarte multă vreme și având în vedere că e grea meseria, sunt foarte puțini care o mai practică, s-a vorbit despre fata din mai, fata din aprilie și așa mai departe. Deci a povestit exact că în ziua în care a luat-o pe Luiza, exact, în ziua aia s-a întâmplat... Exact, practic în și... ziua aceea s-a întâmplat și fapta. Mm-hmm. Și decesul lui Izei. La câteva ore de la momentul la care dânsul a luat-o cu mașina. Bun, și asta a spus din prima secundă că s-a hotărât să abandoneze cadavrul. Asta a spus și la, și la Craiova, la DICOT. Da. Și a menținut declarația asta. Da, dânsul asta a relatat că în momentele acelea s-a gândit ce să facă să scape de încurcătura asta în care, uh-huh, în care se afla. Bun, și de aici faptul că a doua zi, cred, v-ați deplasat împreună cu Gheorghe Dincă undeva spre Corabia, undeva spre malul Dunării, nu? Da, ne-am deplasat, nu pot să vă spun exact locul, ne-am deplasat însă în teren în acest scop. În acest scop, pentru a... Ca să arate locul în care a aruncat cadavrul... Da, sigur că da. Luizei Melencu. Da, sigur că da. Bun, dar nu a reușit această... De ce? Această nu a reușit? Reconstituire, să zicem așa. N-am înțeles nici eu exact despre ce e vorba, nu a informat nimeni, cercetare la fața locului, reconstituire, pentru că nu a reușit, pentru că la un moment dat a intervenit un incident și dincolo de faptul că presa era prezentă pe urmele anchetatorilor în imediata apropiere a acestora, niște persoane neautorizate, niște cetățeni, au pătruns în zona de cercetare la fața locului. Au deschis, oprit sereți undeva. Am oprit, da, pentru da? Identificare. Inculpatul locul. Urma să coboare din mașină ca să indice. Aici am aruncat cadavrul. Spusese asta? Nu, sau încercat nu, să identifice locul? Încercat să identifice. Uh-huh. N-ajunsese la faza să spună bun, ați oprit mașinile? Au oprit mașinile și înainte ca inculpatul să iasă din mașină, doi cetățeni au deschis portiera în care se afla, de la mașina de poliție unde se afla inculpatul. Chiar ușa pe partea... Și au început să adreseze cuvinte jignitoare. Asta mi se pare incredibil. Și... Cum? Adică au deschis ușa
În mașina în care se afla Gheorghe Dincă. Da. Chiar pe partea acestuia. Pe chiar pe partea acestuia. Moment în care, evident, păi și de unde apăruseră oamenii ăștia, iertați-mă? Au intervenit și nu erau din presă? Nu știu să vă spun. Oamenii ăștia au apărut, n-am putut decât să constat că erau acolo și că au făcut ce au făcut, dar nu știu... Și a intervenit poliția? Nu păreau să fie din presă. A intervenit poliția? Păreau să fie niște cetățeni de-ai locului mai degrabă. Deci a intervenit poliția. Păi erați într-un sat, erați într-o comună? Eram în afara. Eram pe câmp. Da. Pe câmp era. Nu eram. A intervenit poliția, a închis ușa la mașină? Da, și s-a luat decizia de a întrerupe actul de urmărire penală, cercetarea la fața locului, să zicem. Și v-ați întors la Caracal? Și ne-am întors la Craiova. La Craiova? Da. Da. Da, e un moment foarte important, pentru că s-a vorbit foarte mult despre felul în care Gheorghe Dincă manipulează, da? Aici chiar aș vrea să ancheta. Fac o precizare. Până la urmă, e de datoria mea ca avocat al inculpatului, din oficiu, dar nu pot să nu fac această precizare, este că dânsul chiar avea bunăvoință de a indica locul în care a lăsat corpul Luizei. A avut ceva probleme de identificare a locului pentru că nu s-a urmat traseul pe care dânsul l-a făcut în noaptea respectivă. Noaptea și s-a hotărât să scape de cadavru. Avea nevoie de puncte de reper, fapt pentru care de aceea s-au făcut mai multe opriri ca să analizeze, să studieze și traseul locul pe care o luase rămași echipajele de poliție nu a fost întocmai cu traseul pe care l-a indicat Gheorghe Dincă. N-a fost întocmai. Se urmărea ajungerea la loc fără să meargă pe același traseu. Și de aici dânsul a avut niște probleme. S-a dezorientat. Bun. Asta e realitatea. S-a afirmat faptul că inculpatul a indus în eroare, a încercat să, între ghilimele, și a bătut joc de anchetatori. Păi, așa nu, s-a afirmat. Nu, având în vedere rezultatul final, iertați-mă, pentru că urmărim o țară întreagă, urmărește cu sufletul la gură, mie mi se pare aici singura minciună până în momentul ăsta lui Gheorghe Dincă, până în momentul ăsta. De ce? Că în rest a recunoscut și s-a cam adeverit din ceea ce a mărturisit, a spus și a declarat organelor de anchetă. Dar, domnule avocat, în momentul ăsta nu s-a găsit cadavrul despre care el spunea că este a Luizei Melencu. Bun, și dar că nu era normal ca în urma acestei recunoașteri să se facă o cercetare la fața locului, așa cum indica inculpatul, să ducă la un bun final? Vă întreb eu pe noastră. Păi nu știu, poate așa era normal. Așa era normal. Poate dacă să aibă... nu s-a reușit să se facă în acea zi de luni, da, 29 iulie, putea continua a doua zi. Da, dar ce spuneți de faptul că fostul dumneavoastră client, într-o altă zi a declarat că la lizera unei păduri a aruncat resturile Luizei Melencu? Bun. Că se bat cap în cap. Nu există și schimbare de declarație, dar asta nu înseamnă că în data de 29 iulie n-ar fi trebuit să se meargă pe locul indicat de inculpat. A doua zi măcar, dacă nu ziua aia, pentru că așa era procedura, în momentul în care a intervenit cineva. Așa era corect. Și evident că dacă nu se sunt total de acord cu dumneavoastră, anchetatorii, dacă nu atunci pentru că a intervenit acel incident major, după părerea mea, incredibil să vină unul să deschidă ușa și să înceapă să mi se pare incredibil, la dreptul mai ales că asta se întâmpla într-o mașină a poliției. Bun, apropo de tot ce s-a întâmplat. Au fost și filmate de către presă și probabil că au ajuns și nu știu, nu le-am văzut. Văzute, au fost bun, văzute. Mie mi se pare firesc. Mi se pare foarte important ca dacă nu în ziua aia, da, că nu mai aveau timp, era târziu, a doua zi să se rea această mie, procedură și această reconstituire. Și mi s-ar fi părut normal. Bun, ca erați, această reconstituire erați să acolo, cât mai erați în mașină când a intervenit asta. Nu s-a vorbit despre faptul că a doua zi să se întoarcă, să caute locul și așa mai departe? Așa, așa se discuta, dar din păcate nu s-a întâmplat așa. Pentru că a doua zi eu n-am mai fost chemat și cam din acel moment s-a întrerupt relația între mine. De ce credeți că n-ați mai fost chemat a doua zi? Are vreo legătură cu acest incident sau cu ce s-a întâmplat atunci? Nu, cred că mai degrabă are legătură relația mea cu presa, deschiderea mea în comunicarea cu presa. Pot să mă gândesc la faptul că poate a deranja faptul că am comunicat cu presa
atunci când mi s-a solicitat, mi s-au pus niște întrebări, însă... Mi s-a părut că ați avut o atitudine rezervată. Nu cred că ați dezvăluit lucruri care vizau ancheta efectiv. Bun, așa... Nu o faceți nici acum, așa... și nu era niciun motiv să se întâmple asta. Bun. Ce credeți dumneavoastră? Credeți că l-ați cunoscut pe Dincă? Sunteți unul dintre puțini oameni, în afară de anchetatori, chiar dacă e vorba de 4, 5, 6 avocați, unul dintre puțini oameni care a stat de vorbă cu el. Credeți că pe Luiza a incinerat-o, așa cum a făcut și cu Alexandra mai târziu, sau a aruncat cadavrul, i-a aruncat cadavrul acolo? Eu nu pot să plec decât de la declarația pe care a dat-o acesta de recunoaștere și la care am asistat. Și căreia eu i-am dat crezare în calitatea mea de avocat al inculpatului, eu nu pot decât să plec de la aceste date și în funcție de acestea să concep apărarea. Deci dânsul declarând... Credeți în continuare că a aruncat pe câmp cadavrul noaptea respectivă, cadavrul lui Zei Melencu? Acum văzând că și-a schimbat declarația, bine... Presupun că ceea ce se aude în mass media este și o informație corectă. Care anume? Că vă spun eu. Faptul că s-au găsit... S-au găsit. S-a indicat un alt loc. S-a indicat un alt loc pentru că s-au făcut teste la INML și s-a dovedit că pe cenușa găsită la fața locului nu au putut fi identificate urme ADN. Urmând ca pe segmentele osoase, probabil dinți, rămase acolo, să se facă ADN-ul și să fie dat rezultatul zilele următoare. Dar vă întreb, o chestie pentru că sunt derulare. Credeți că acolo se află rămășițele Luizei Melencu sau al altei persoane? Pentru că dacă nu sunt ale Luizei Melencu, înseamnă că există a treia dacă victimă. Inculpatul așa a declarat și la indicația dumnealor au ajuns anchetatorii, la indicația dumnealui au ajuns anchetatorii acolo, eu nu pot decât să îl cred și să fie verificat această susținere. Ce a fost acel drum, acea reconstituire pe malul Dunării atunci? De ce ar fi făcut asta? Spuneți-mi, ca să înțelegem mai bine, în momentul în care a vorbit despre Luiza Melencu, a povestit și despre Alexandra Măceșanu, da? Da, sigur. Da. Bun, imediat vreau să ne spuneți despre asta. Avem niște numere de telefon. Vă rog să ne scrieți dacă aveți întrebări pentru doamnul avocat în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat. E o misiune destul de grea să vorbim despre astfel de lucruri, însă trebuie să spunem cu adevărat ce s-a întâmplat acolo. Deci aveți numărul de telefon și de SMS și de WhatsApp, vă rog să scrieți, aveți întrebări, aveți mesaje pentru domnul avocat, pentru mine, vă rog să adresați aceste întrebări. Bun, deci prima dată a fost recunoașterea legată de Luiza Melencu și a urmat recunoașterea în faptei. Mare, să ne spuneți câteva propoziții, ce s-a întâmplat, după aceea vă mai întreb eu despre Alexandra Măceșanu. Bun. A declarat că a fost, în timp ce circula cu mașina personală, i-a fost făcut semn să se oprească pentru a o lua la autostop. Deci Alexandra i-a făcut semn să o ia cu mașina. În dreptul localității Dobrosloveni. Dobrosloveni, da. Da. Urmând să meargă la Caracal, din ceea ce știu. Și a efectuat acest transport. Au avut niște discuții în mașină legate de... în care inculpatul a încercat oarecum să se apropie de către Alexandra. Da. Și a tras oarecum niște apropouri, a avut niște discuții indirecte cu aceasta, referitoare la raporturi sexuale, adică adică n-au fost discuții directe de la început. N-au fost discuții directe. Apropouri. Dar au fost niște apropouri în acest mai sens. Mai mult sau mai puțin apropouri, că da, dacă spui... și i s-au oferit și niște sume de bani. Ea a refuzat asta? A refuzat, da, a refuzat. A oprit mașina undeva, am înțeles, aproape de liceu Mihai Viteazu, unde învăța Alexandra. Da, așa este. A oprit mașina, acolo a lovit-o. S-a dat jos din mașină? S-a urcat în spate. În spate? Da.
A lovit-o? A leșinat? A lovit-o, pentru câteva secunde a avut un moment de inconștiență, după care a rămas... A legat-o? I-a pus, da. I-a pus scotch la gură, la ochi? Nu mai rețin exact, nu mai rețin ce să... De, Cum a procedat, da? Dar ce pot să vă spun e că a rămas sprijinită pe bancheta din față, cu capul sprijinit pe bancheta din față, și dânsul a revenit la volan și a plecat mai departe cu mașina. Și s-a dus acasă? Da. Acasă, a violat-o? A recunoscut toate astea, da? Dânsul nu spune că a violat-o. Nu. Ci raport liber consimțit sau cum? Da, da, da. Aceasta este declarația. Eu pot da, să vă expun ceea ce spune declarația pe care a dat-o, da. Da. Că bun. A fost... Noaptea n-a plecat nicăieri, a rămas acolo? Noaptea a rămas acolo, da. Toată noaptea. Povestește ce a făcut, ce s-a întâmplat pe perioada nopții? Nu, nu oferă multe detalii. Uh-huh. Au dormit în același pat. Dar nu s-au consumat raporturi sexuale. Așa... Nu s-au nu au fost. Dar când a ajuns acolo, s-a întâmplat asta, când a dus-o? Nu, nu. Din, că, aici și eu să fac un efort de memorie să fac distinție între cele două cazuri. Nerevăzând declarațiile de, de atunci, din ceea ce mi-amintesc, nu a declarat că n-a întreținut raport sexual, deși și-a dorit, nu a fost de acord Alexandra și nu a întreținut raport sexual cu aceasta. Deci nu... S-au culcat, au dormit în același pat? Da. Deci, bine, ea sună la 112 și spune că a fost violată. Da, știu, se reține acest aspect. Bun, s-a trezit dimineața? A plecat la piață dimineața. I-a dat un bilețel pe care a scris că își dorește ceva? Da, i-a dat un bilețel pe care se menționau medicamentele. Avea niște medicamente care înțeleg că le lua în mod frecvent și i-a indicat pe un bilețel ce medicamente să-i cumpere și dânsul a plecat să facă piața și să cumpere acele medicamente. Și s-a dus la Craiova. Nu numai la Craiova, a fost și la și în Caraca, la piață. Ok, și s-a dus la Craiova. Știți că există o întreagă discuție legată de ora la care s-a întors. Pentru că Alexandra pe telefon spune vine și asta era, da. Ne uităm aici, ultimul apel pe care l-a... Acestea sunt și detalii de anchetă care nu pot să... cu privire la care nu prea pot să vă lămuresc. Nu, eu spuneam că ultima dată a sunat Alexandra la ora 11 și 12 minute 36 de secunde. Da. Și se spune că Gheorghe Dincă era în Craiova la ora 10. Da. A fost văzut pe o cameră. Sigur că până la ora 11 eu nu cunosc acest aspect. 12 minute. Eu n-am apucat să văd toate actele. Avea timp să ajungă într-o oră penale, și... penală. Eu am asistat inculpatul și cunosc foarte bine ceea ce a declarat. Bun, spunem dar ce a... nu cunosc... Spuneți-mi ce a declarat atunci. Dar nu cunosc... Deci s-a dus în oraș, s-a dus la Craiova, s-a întors în jurul orei prânzului, nu? Da, în jurul orei 12. Da. A venit la domiciliu și a găsit-o pe Alexandra cu telefonul în mână. E important, pentru că dacă e ora, ea sună ultima dată la 11 și 12 minute, da? Și dacă a ajuns la 12, era târziu. Mă rog, el spune că așa în jurul orei 12, așa? A găsit-o cu telefonul? Da, în momentul în care dânsul s-a înfuriat. Da. Mai ales că o atenționase să nu pună mâna pe nimic de acolo din cameră și a lovit-o. A lovit-o, da. O singură lovitură. Ca și în cazul lui Zeiss. Declară dânsul că le-a aplicat, da. Și în urma acelei lovituri a căzut cu capul de podea și... În acel moment a urmat o perioadă de agonie și într-un final dânsul a încercat tot așa ca și în cazul lui Izei să facă mai multe manevre de resuscitare care nu au reușit și într-un final a constatat decesul. Și mai departe s-a hotărât să o incinereze în butoiul din curte. Așa a declarat. Asta a fost declarația. Da. Și că acest lucru s-a întâmplat pe parcursul al 7-8 ore.
A declarat asta? A spus asta în declarație? Sigur că da. De la ora 2 aproximativ până seara la ora 8. 6-7 ore. 6-7 ore. Da. Și aceste declarații le-a făcut în același timp, susținând că a omorât-o pe Luiza Melencu și a aruncat-o undeva pe câmp, în timp ce pe Alexandra a incinerat-o în butoiul din curtea casei. Da, da. Deci asta e. Da. Mai e ceva în declarația lui care v-a atras atenția despre Alexandra Mărceșanu? Nu, nu. Acestea sunt aspectele. Am înțeles că familia a găsit un cercel care s-a găsit în mașină, l-a recunoscut familia Alexandrei. Da, este adevărat. În ceea ce privește poșeta, nu știți. Nu cunosc acest aspect. O întrebare. Dacă domnul avocat a primit în timpul reprezentării lui Dincă vreun mesaj pentru inculpat din partea complicilor lui? În afară de discuția cu familia lui. Asta e o întreagă discuție, apropo, și aș vrea să vă întreb, și bineînțeles că vă întrebam, ne apropiem deja de o oră de emisie, legată de faptul că Gheorghe Dincă ar fi făcut parte dintr-o rețea. A simțit asta? Ți-a vrut un element pe parcursul cercetării? A făcut vreo mărturisire? Eu, ca avocat, sunt obligat să mă raportez la probe. Mai ales că sunt avocatul inculpatului, adică celui care este acuzat. Și atunci eu trebuie să mă uit să văd dacă există vreo probă în acest sens. Ori în dosarul de urmărire penală până la ora actuală, din ceea ce cunosc eu, cât am apucat să cunosc până la momentul la care nu a mai fost solicitat, nu exista nicio probă în acest sens. Adică dânsul declara că faptele le-a săvârșit fără să știe nimeni altcineva, iar alte declarații, alte probe care să confirme faptul că dânsul făcea parte dintr-o rețea nu există. Deci ca atare sunt obligat să iau informațiile din dosar și să vă spun că nu există nicio probă în acest sens. Deci nu avem de ce să credem că ar face parte dintr-o rețea. Asta e clar, până în momentul ăsta nu există o probă care să arate, să spună despre faptul că Gheorghe Dincă ar fi făcut parte dintr-un rețea, lua fete pentru rețea și așa mai departe. Da. Din ce ați văzut dumneavoastră, el a acționat... Sigur, e o ipoteză de lucru pentru procurori. Pentru procurori, dar din ce ați văzut, din mărturisiri, din declarațiile oficiale, din tot ce s-a întâmplat în această anchetă până în momentul ăsta, el a acționat singur. Da. Da. Deci nu a avut niciun complice, nu a vorbit despre cineva. Nu a vorbit despre cineva. Ați avut totul... sentimentul că a ascuns lucrul ăsta? Că a ascuns cumva că ar fi avut pe cineva care să-l ajute sau ceva? Nu am avut un astfel de sentiment. Am înțeles. Avem un telefon la care vă rog să-l afișați pe micul ecran. Să-l afișați pe ecran. Un telefon 0758487777 e telefonul de la care aștept mesajele dumneavoastră. O altă întrebare. Nu cumva Dincă a căutat momentele de conflict cu cele două fete pentru a șterge rușinea că n-ar fi putut avea contact sexual cu ele? Da, cu Luiza el mărturisește că a avut contact în momentul în care... Da. Numai cu Alexandra spune că nu nu a reușit, nu a avut un astfel de contact. Dumneavoastră ați văzut probele de la fața locului, pentru că am înțeles în urma incinerării Alexandrei a rezultat cenușe și mai mulți dinți. Ați văzut aceste probe? Nu, în momentul la care eu am fost prezent acolo, la percheziție, era ulterior momentului când s-au prelevat aceste probe din cenușă. Practic, în ziua de 27, sâmbătă 27 iulie, se luaseră probele la prima percheziție care a avut loc la domiciliu. Dar nu era normal să vedeți și dumneavoastră probele? Sigur, sunt discuții. Până la urmă, eu nu am solicitat să le văd. Dacă aș fi solicitat, în mod cert, mi-ar fi fost prezentate. Bună seara, aș dori să-l întrebați pe domnul avocat ce grosime aveau pereții butoiului. Știți cumva legat de asta? Sunt foarte multe... Pot să vă spun, că era un
butoi metalic să fie avut, nu știu, butoiul o jumătate de centimetru grosime. Era destul de gros. Da. Spuneți-mi, butoiul a rămas în curte și în zilele următoare în care dumneavoastră ați fost prezent la percheziție. Nu l-a ridicat nimeni de acolo. Sigur. A rămas acolo. Da, sigur. Alte probe care să fie, care să reziste și să ducă la inculparea lui Gheorghe Dincă pentru umor au mai existat din cunoștințele dumneavoastră? Nu. Până la momentul la care am avut legătură cu ancheta, nu. Din ceea ce privește pe Luiza Melencu, exista vreo probă? Acolo probatorul era și mai subțire. Deci în ceea ce privește pe Luiza... Ce anume exista? Că nu mi-aduc aminte să fie existat ceva. Nu prea erau multe. Toate au derivat de la Alexandra, de la cazul Alexandra, prin asocierea modului de operare, să zicem așa. Dar în afară de recunoașterea inculpatului, nu există o nimic. Probă concretă în cazul Luizei, nu există. O probă concretă până la ora actuală. Uh-huh. Sigur. Proba concretă poate să existe în urma aflării ADN-ului la discuții, da. Rămășițele de la lizieră, de la marginea lizierei, acolo unde Gheorghe Dincă s-a dus și le-a arătat, le-a indicat locul care a fost indicat de Gheorghe Dincă. Specialitate, va avea o putere probatorie foarte mare. Nu v-am întrebat, sunteți căsătorit? Da. N-aveți copii? Aveți copii? Am doi copii. Doi copii? Câți ani au? 5 ani și 3 ani. 5 ani și 3 ani. Mulți ani să vă trăiască. Mulțumesc. Spuneți-mi, vă rog, băieți. Apropo de doi băieți, să vă trăiască. Spuneți-mi, mulțumesc. Apropo de felul în care autoritățile au reacționat la telefoanele Alexandrei, cum comentați dumneavoastră? Avocat fiind și văzând ce se întâmplă în România și în materie de legislație și în materie de... Da, opinia mea, și... acum ieșind oarecum din spectrul acesta al... Da. Al avocatului inculpatului. Opinia mea este că ar fi trebuit intervenit mult mai eficient, mai repede. Cele 19 ore care au curs sau scurs din momentul sesizării și până la prezența anchetatorilor în acea locuință este enorm. Este ceva exagerat pentru anii în care trăim, în condițiile în care localizarea la ora actuală se face la minut din ceea ce am auzit. Este o totală, să zicem așa, necoordonare a organelor de poliție și a... Eu cred mai mult că toți cei care au participat la asta se fac vinovați, sunt cumva criminali în serie alături de Dincă. Poate se discuta dacă se intervena la timp, poate nu mai discutam astăzi de o crimă și de un criminal în serie. Dumneavoastră, cât l-ați cunoscut pe Gheorghe Dincă, are profilul unui criminal în serie? Vă mărturisesc sincer că e primul caz în care mă confrunt cu astfel de acuzație și nu pot să fac o comparație foarte, foarte bună în acest sens. Dar văzând ce era la fața locului, având în vedere mărturisirile, pentru că dumneavoastră le știți în detaliu tot ce a mărturisit el legat de cele două crime, văzând... Eu... Felul în care el a reacționat, felul în care s-a comportat... N-aș putea să-l numesc criminal în serie. Are două acuzații de crimă, care le recunoaște. Sunt recunoscute aici. Însă, din punctul meu de vedere, un criminal în serie ar trebui să aibă totuși mai multe crime care să le comită... Credeți că are mai multe? Mă raportez la ceea ce a declarat și nu cred că are mai multe. În ceea ce privește acea... prima pistă, până una alta s-a dovedit falsă. Credeți că a încercat să inducă în eroare organele de anchetă în momentul în care s-a deplasat pe malul Dunării? V-am mai întrebat asta? Nu cred că a încercat să inducă în eroare. Atunci există o a treia victimă. Intenția a fost de a indica locul. Deci el era foarte clar în ceea ce privea locul. Da, așa am perceput eu. E adevărat că n-am avut o discuție directă pe parcursul acestei proceduri cu inculpat. Dânsul stătea într-o mașină, eu stăteam în altă mașină. Nu eram lângă inculpat în mașina de poliție.
Dar așa cum am perceput, da, de la distanță... Ați vorbit cu el când v-ați întors, bănuiesc. Din păcate nu, nu am reușit să-mi iau legătura, pentru că dânsul a mers la arestul IPJ Dolj și eu am mers la domiciliu, deci n-am mai avut o discuție după această procedură cu dânsul. Și discuția cu inculpatul se face într-un anumit cadru, adică trebuie solicitată o astfel de întâlnire. E adevărat, dar știți de ce vă întreb? Pentru că dacă e adevărat că acolo a aruncat un cadavru, da, și există și rămășițele din care nu s-au putut preleva urme ADN de la liziera pădurii, dar mai sunt, am înțeles, dinții, înseamnă că e vorba despre a treia victimă. Pentru că rămășițele de la pădure nu aparțin Alexandrei. Nu, trebuie să existe și probe în acest sens. Poate... Păi nu, dacă mergem pe ideea că a aruncat cadavrul acolo. Inculpatul poate să se răzgândească în ceea ce privește declarația. N-ar fi primul inculpat care își schimbă declarația urmăririi penale. Asta vreau să vă spun, să vă întreb, că până la... Ca să discutăm de o a treia victimă, trebuie să avem probe că ar fi și o a treia victimă. E posibil ca prima reconstituire să fi fost făcută pentru a nu recunoaște faptul că și pe Luiza Melencu a incinerat-o în butoi, așa cum s-a întâmplat cu Alexandra, care a fost prea mult în prima fază. La asta mă gândesc. Pentru că altfel, dacă stăm și ne uităm la declarațiile pe care le-a făcut, din că până acum, cu toate că aici o să ne înjure multă lume, dar ne asumăm asta, nu prea a mințit. Asta pot și eu să vă confirm, că în esență, dacă discutăm pe declarațiile dânsului... Esențe legate de victime, de numărul de victime. 80-90% din modul... Pentru că acum sunt chestii legate că nu ar fi violat-o pe Alexandra. A violat-o pe Alexandra, că spune ea la telefon când sună la 112. Mă rog, și altele. Bun. Și aici, sigur că e o probă fără doar și poate, însă pentru o acuzație, pentru o condamnare a inculpatului, trebuie să existe o coroborare de probe pentru a se trage o concluzie certă că a săvârșit o faptă. Și da, dar cert este pentru că sunteți avocat, iertați-mă, în legătură cu Luiza Melencu, în momentul ăsta nu există nicio probă. Singura probă care ar putea să existe va veni, dacă va veni, dacă legătură cu ADN-ul din dinții găsiți loc indicat de Gheorghe Dincă la liziera pădurii. Da, da. Sigur, e o probă de specialitate care, dacă va avea un răspuns afirmativ, va fi greu de combătut. Exact. O altă întrebare, da, dacă nu, e cam de necombătut, pentru că vorbim despre ADN și aici văd nenumărate discuții contra expertize că ADN-ul este o probă regină, să-i spunem așa. În momentul în care vorbim despre ADN, nu este cea mai puternică probă. Nu există alta. Sigur că... O întrebare de la cei care ne urmăresc, e o întrebare pe care v-aș fi adresat-o și eu, este legată de stenogramele de pe telefoanele private ale polițiștilor care au discutat cu Alexandra. Dumneavoastră ați citit aceste stenograme? Nu. De ce? Le-am văzut doar în presă. Păi nu au apărut în presă. Vorbesc niște de stenogramele... telefoanele directe de pe telefonul polițistului cu Alexandra. Nu le-ați văzut? Nu le-am văzut, nu. Nu, acelea nu. Eu am văzut doar ce discuțiile care s-au furnizat. Alea care au fost la 112, e clar, că au fost date. Dar acelea nu ați știut de ele, de existența lor, când ați fost avocatul lui Gheorghe Dincă? Nu i s-a adus la cunoștință? Nu, nu. Nu mi-au fost prezentate până în acel moment. Cum știți și dumneavoastră, dosarul de urmărire penală nu este un dosar, e nepublic și anchetatorii prezintă numai inculpatului, numai ce consideră dânsii că trebuie să fie prezentat. Și nu se cunosc toate aspectele de către inculpat. Ca atare, nici eu ca avocat nu pot să iau cunoștință toate. Decât de lucrurile, de aspectele care ia cunoștință inculpatul. Domnule Bogdan Alexandru, ați urmărit acest caz? Ați fost în casă acolo? Da. Ați cunoscut pe Gheorghe Dincă? Da. Spuneți-mi, probabil că vă urmărește cazul ăsta, nu? El în continuare ține, trează opinia publică și practic 90% din informațiile care se difuzează în România pleacă de la acest caz. Da. Spuneți-mi ce sentiment aveți legat de
cazul ăsta, de tot ce s-a întâmplat la Caracal. Și dacă aveți vreun semn de întrebare legat de tot ce s-a întâmplat, de mărturiile care au avut loc până acum, de mărturisiri, de toate cercetările care au avut loc până acum la fața locului. Bun. Eu nu pot să gândesc decât strict profesional. Ei, mai puteți gândi și strict problema... uman, pentru că sunteți om înainte de a fi avocat. Bun. Și eu sunt jurnalist 100%. Bun, dar... Pot să dovedesc poziția asta. Poziția mea de... Nu mai aveți poziția de avocat, acum sunteți un om liber, nu sunteți, nu mai reprezentați pe Gheorghe Dincă și puteți să răspundeți ca avocat, dar ca om. Care este sentimentul pe care îl aveți legat de tot ce s-a întâmplat la Caracal? În calitatea mea de avocat a inculpatului nu pot să exprim și sentimentul de... Ați fost avocat, nu mai sunteți. Bun. Ați vrea să-l reprezentați în instanță? Aș putea să port o discuție și pe tema asta cu dumneavoastră, conform actelor de la dosar încă mai sunt. Uh-huh. Și acest aspect este interesant. Sunt și eu și colegii mei care au fost numiți în continuare, pentru că ne încetează delegația numai la momentul la care se prezintă un apărător ales, care până acum nu s-a prezentat. Dar apropo de asta, v-ați dori să-l reprezentați în instanță când se va judeca pe Gheorghe Dincă? E un caz destul de dificil. Nu e foarte ușor dacă să tot, fii... Dacă tot... În continuare sunteți avocat în momentul în care vă pun o întrebare strict umană, am să vă întreb una legată de avocatul Bogdan Alexandru. Care sunt, spuneți-mi, în pledoria dumneavoastră, argumentele, da, cu care l-ați apărea pe Gheorghe Dincă? Bun. Întotdeauna un avocat găsește niște argumente. Păi, sau cel puțin trebuie să caute mult și să găsească și ceva. Acum, sigur, argumentele avocatului nu trebuie să fie tot timpul agreate și de către judecător. Nu contează asta. Spuneți-mi un singur argument. Dar evident că, punându-mă pe poziția aceasta, aș folosi probele care există și m-aș folosi de probele care nu există, să zicem așa. Adică probele care există îl incriminează, dacă e să discutăm, îl incriminează numai în ceea ce privește fapta comisă împotriva Alexandrei. Dacă într-adevăr rămâne în picioare, acel ADN care s-a dovedit că ar fi al Luizei Melencu, care s-a dovedit și corobora faptul că el i-a dus acolo și că ar fi ADN-ul Luizei Melencu. Până la urmă a fost adus acolo și... Plus și mașina, se vede, s-a avut la dosar mașina cu care a fost luată Luiza Melencu în martie atunci. Bun, în acea zi fatidică. Mai este, pentru un avocat al inculpatului, mai este o întrebare. Care? S-au găsit urmele acolo, în locuința inculpatului. Ale Luizei Melencu? Nu, vorbesc de Alexandra. Alexandra, clar, da. Dar ce probă avem că inculpatul a comis fapta? Ce probă există concretă la dosar că el a comis-o și n-a comis-o împreună cu altcineva? E o întrebare. Sau a comis-o altcineva? Dar un argument în favoarea lui Dincă pentru... felul în care era el ca om. Mă rog, mai greu de crezut că era om. Percepția vecinilor, a familiei, el era un om normal. Păi vecinii sunt mai tot timpul beți, că încă n-au reușit să ajungă vreunul dintre ei, trebuia să depună o mărturie. El a fost perceput ca un om obișnuit, ca un om care își vedea de treaba totuși, lui. Știți care e chestiunea care mă surprinde pe mine și rămân mirat? Eu n-am văzut casa aia, dar dacă o vedeam, sigur, îmi puneam un semn de întrebare. Ce e Dumnezeule cu casa asta? E o casă total atipică, total arată ca o casă a groazei. Și nu trebuia să se întâmple ceva acolo ca să spui asta. Sunteți de acord cu mine? Nu cel pot. Puțin din ce se vede la nu televizor. Nu pot să trag concluzia. Eu am trecut de sute de ori pe acolo. A groazei. E o casă, într-adevăr, care trezește anumite suspiciuni când observă acea dezordine care există. Dar, vă rog să faceți o precizare legată de polițistul căruia i s-a mărturisit prima dată criminalul. După părerea domnului avocat, polițistul a fost ales de inculpat aleator sau a lăsat impresia că se cunoșteau? Nu
mi-a lăsat impresia că s-ar fi cunoscut. Nu, nu cred că se cunoșteau, pentru că trimise de la București. Parte, ce vreau să vă spun este că s-au purtat discuții repetate pe parcursul celor două zile, nu numai de către acest polițist, și de către domnii procurori, și de către alți polițiști, în sensul de a-și recunoaște faptele că sunt probe și nu are sens ca dânsul să își mențină poziția de nevinovăție, pentru că sunt probe care îl incriminează și au fost discuții în mod repetat pe această temă, care cred că până la urmă l-au determinat pe inculpat să-și dea seama că probele vor dovedi vinovăția acestuia și în acest context a recunoscut, mă gândesc. Nu, aici pot să spun și eu că polițistul e din Slatina, dar se află de 28 de ani, lucrează la București, Slatina fiind foarte aproape de Caracal, ba mai mult decât atât, părinții fiind la origini din Balci, un alt oraș din județul Olt, foarte aproape de Caracal. Da. Bun. Spuneți-mi, vă rog, dacă ați mai luat legătura cu familia din momentul în care n-ați mai fost chemat, n-ați mai participat. Da, am mai discutat cu familia până în urmă cu o săptămână, mai bine. Am avut ultimele discuții. Mi s-a spus faptul că nici dumnealor nu știu foarte bine situația inculpatului, pentru că nu au avut posibilitatea să ia legătura cu acesta. Dânsii încercau să ia de la mine informații despre inculpat, iar eu încercam să iau informații despre inculpat de la dumnealor. Și, practic nu au avut acces deloc. Da. Gândiți-vă că dacă eu, ca avocat al inculpatului, nu am mai fost informat... Da, cu familia, nici măcar atât. Aș vrea totuși să am o discuție legată de apărare în acest caz, să-mi exprim opinia de avocat în raport cu modul în care a fost asigurată apărarea din oficiu acestui inculpat. Bun, eu am fost primul avocat al inculpatului. Al lui Gheorghe Dincă, da? Da. Din punctul meu de vedere, totuși s-a minimalizat puțin rolul avocatului în acest caz, în sensul că nu s-a înțeles de către procurori faptul că apărarea trebuie să fie și una efectivă, continuă, un drept fundamental până la urmă, care trebuie să... Păi de ce n-au înțeles? De ce n-au înțeles asta? Bun, dacă ar fi înțeles, n-am fi ajuns în situația în care acum să discutăm de al patrulea, al cincelea avocat din oficiu, al inculpatului. În primul rând, nu există o explicație logică pentru faptul că eu, în calitate de avocat al inculpatului, nu am fost întrebat dacă doresc să mă mai prezint la următoarele acte de urmărire penală și nici inculpatul nu a fost întrebat dacă înțelege să mai fie asistat de către mine. Din punct de vedere, asta e o erare destul de mare. Practic s-a fost dat la o parte. Da, practic eu, ca avocat al inculpatului, chiar dacă am fost numit de stat la solicitarea organelor judiciare, am fost dat la o parte și înlocuit cu un alt avocat. Ulterior și acel avocat a fost înlocuit cu un alt avocat, în condițiile în care dreptul la apărare este destul de clar reglementat de articolul 10 din Codul Penal. Prin deci, raportare practic... la articolul 91 din Codul Penal, care prevede apărarea avocatului din oficiu, în ceea ce privește articolul 10, dreptul fundamental la apărare, prevede acesta că organele judiciare au obligația de a asigura, de a exercitarea dreptului la apărare în mod efectiv și deplin. Ori, efectiv și deplin înseamnă că trebuie să asigurăm o apărare de la momentul 0 până la momentul Z, continuă, prin intermediul unui apărător, mai ales că articolul 91 din Codul Penal prevede că inculpatul, în cazul de asistență juridică obligatorie, este asistat printr-un avocat, spune textul de lege. Printr-un avocat. Odată ce l-are, nu cred că mai avem dreptul să înlocuim
acest dacă avocat, dorește, avocat bun, dacă își dorește, inculpatul solicită, da. Nu e mulțumit de serviciile avocatului. Dar nu s-a întâmplat asta, spuneți. Da, sigur că da, atunci mi se pare firesc, la rândul, și, la rândul lui avocatul, dacă își exprimă intenția de a, de a nu mai fi avocat în acel caz, sigur, atunci înlocuirea este perfect în regulă. Ce nu este în regulă este faptul că, deși eram avocatul inculpatului, ancheta a întrerupt procurorii, nu m-a mai solicitat la următoarele acte de urmărire penală. Și au solicitat pe un alt avocat, după aceea alți avocați fracționând apărarea. Este foarte grav. Din punctul meu de vedere este o încălcare gravă a dreptului la apărare, care nu trebuie să fie formală. Sigur că putem să spunem, dom'le, i-am asigurat avocat din oficiu, niciun act de urmărire penală nu s-a făcut fără avocat din oficiu, deci suntem acoperiți, nicio problemă. Asta e practica și în alte cazuri. Bun. Dar interpretarea legii trebuie să se facă corect. Dreptul la apărare este un drept fundamental. Este reglementat și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și trebuie să fie un drept care să fie asigurat așa cum trebuie, de la început până la sfârșit. Ori e clar că nu poți să acorzi o apărare corectă și complexă unei persoane dacă tu ești chemat într-un anumit moment să asisti doar la o audiere, după care vine un alt coleg și asistă la altă audiere. Și niciunul dintre colegii din oficiu nu e în temă cu ceea ce se întâmplă în casă. Ce apărare poți să mai faci unui inculpat în aceste condiții, în care tu nu știi ce s-a întâmplat de la început, care e poziția inculpatului și așa mai departe. Deci aceasta, din punctul meu de vedere, este o încălcare a dreptului la apărare și ar fi trebuit să fie constatată și de către anchetatori și să nu mai ne aflăm în momentul de față într-o asemenea situație. Bun, mulțumesc mult pentru participarea din această seară, și domnule Bogdan Alexandru, și ținem legătura. Cazul încă nu s-a închis. Dimpotrivă, spun că sunt multe semne de întrebare legate de ce se va întâmpla și mai ales ne dorim foarte tare să aflăm adevărul cu tot ce s-a întâmplat în acest caz absolut înfiorător. Eu consider așa, în continuare cu toții că adevărul e vorba de o tragedie națională. Se va afla. Da, mulțumesc mult de tot. Aici, și eu mulțumesc. Aici se termină ediția noastră specială Marius Tucă Show la Smart TV. Țineți aproape.